Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stănciu, sunt astăzi la tribuna Polisportivă, vorbim despre box, pentru că peste o lună și ceva va fi un mare eveniment pentru România și pentru spațiul nostru de aici, din vestul țării. Invitat este domnul Flavius Bia, unul dintre cei mai buni sportivi din istoria Timișoarei. Revine în emisiune după circa un an, dinaintea luptei precedente, partidei precedente pe care a avut-o atunci la Timișoara. Flavius, bine ne-am regăsit după iată atâta timp. Mulțumesc de invitație și bine v-am regăsit. Să spunem că ai venit direct din antrenament, ești în linie dreaptă pentru pregătirea marelui meci. Vineri 5 mai, de la ora 20, la Mioveni, în sala sporturilor din localitate, din localitatea argeșeană, va avea loc gala numită Boxing Fighting Championship 3, luptă BIA pentru România, așa se numește gala respectivă, în care vei ataca în premieră titlul mondial la profesioniști. Vreau să te întreb, te rog, spune ceva, am văzut că vrei să spui ceva, nu? Vreau să te întreb în primul rând, Flavius, de ce nu la Timișoara, cum s-a desfășurat anul trecut acea gală minunată pe care BIA Promotion, putem da nume, este vorba de un club sportiv, de organizare de evenimente sportive, nu e vorba de vreo firmă în domeniul comercial, a fost organizată excepțional anul trecut la Timișoara, în sala Constantin Jude. Iată că anul acesta nu mai avem șansa să te vedem aici. Sigur că putem face deplasarea până la Mioveni, nu-i mare lucru să mergem cu mașinile. Din păcate și eu mi-aș fi dorit să fie la Timișoara, dar având un partener cu care colaborez pentru acest eveniment, Academia de Box Mioveni, adică tot un club sportiv, prin Andriana Răzvan, un fost coleg de-al meu de la lotul național, care e și campion european, a fost la boxul amator. Și mi-a propus că să facem un eveniment acolo și eu să mă bat main event pentru titlul mondial. Și am acceptat, având în vedere că el are și ceva susținători locali, am spus da, haide că o să facem acolo acest eveniment. Să spunem că ultimul tău meci a fost chiar acela din 7 mai 2022 la Timișoara, iată, aproape exact un an între cele două meciuri, cu un argentinian, Ricardo Ruben Villalba, meci pe care l-ai câștigat, iar acum adversarul tău va fi din nou din Argentina. Este Juan José Velasco, a făcut parte din lotul național al Argentinei la boxul amator, iar la profesioniști are 24 de victorii, 15 prin knockout și doar 3 înfrângeri, toate prin knockout. A fost două ori campion WBA Latino, odată WBC Latino. A fost învins doar de campionul mondial Regis Progress în lupta pentru titlul mondial interimar WBC. Mario Barrios a fost campion mondial WBA și Elvis Rodriguez. Am preferat să-mi extrag niște lucruri pentru a nu uita ceva. Am studiat parcursul acestui Velasco și sunt convins că ești favoritul acestui meci. Voi avea un meci destul de dificil, trebuie să fiu concentrat pe ce am de făcut și să pregătesc meciul detaliat și să urc în ring motivat că o să fiu al cincilea campion mondial în boxul profesionist. Al cincelea, da, după, iată ce nume legendare, după Mihai Leu, Leonardo Roftei, Lucian Bute și Adrian Diaconu. Dar să avem în vedere că Mihai Leu activa pe atunci în Germania, când a devenit campion mondial la box profesionist, iar ceilalți trei în Canada, la Montreal, practic vei fi primul care este campion mondial român la box profesionist, activând în România, să zic așa. Da, și asta puteți spune, puteți spune așa. Este un lucru pe care nu l-a sesizat nimeni până acum în presă. Da. Da, e un lucru mare să putem aduce un titlu de campion mondial în România după atât de mulți ani și e un lucru mare că ca un sportiv în România, din România, să facă acest lucru. Este poate de două ori mai dificil decât când aș fi avut un promotor sau un manager din America.
dar nu m-am dat bătut, am continuat să luptăm împreună cu soția mea și am putut face acest eveniment să fie în România. Soția ta, Roxana Bia, care este director executiv la Bia Promotion, este managerul tău. Da, ea se ocupă de evenimentele care le organizăm și ea se ocupă cumva de promovarea mea și de meciurile care trebuie luate. Da, pe lângă activitatea ta pur sportivă, să spunem că deții și o minunată sală de box în Calea Torontalului, unde micii, cei care doresc să se inițieze în tainele boxului, să se perfecționeze, au acolo toate condițiile, ai antrenori. Cine sunt antrenorii tăi în continuare? Antrenorul este columbian, da? Nu. Acum am schimbat antrenorul. Acum a venit antrenorul din Mexic, nu da. Din Columbia. David Padilla, așa îl cheamă. Vine și el de la o sală de box vestit acolo, ceva nordic, cum se numește sala lui, al fost campion mondial și am multe de învățat, pentru că antrenorii din străinătate pot să aducă un plus valoare sportivilor români și eu mă bucur că pot avea acest prilegiu. Meciul se va disputa pe durata 12 reprize, iar titlul pus în joc este titlul de campion mondial la profesioniști, categoria mijlocie, în versiunea IBA. Da. Este fosta federație pe care o știm sub numele, să zic, românizat de AIBA. Da? Nu. Nu? Nu are nicio legătură. Nu? Deci, la boxul profesionist sunt cele patru mari centuri. Da. Să le... WBC, WBA, IBF și WBO. Bravo. Și după mai este IBA, IBO. Mai sunt încă două, IBA și IBO. Așa. Valoarea centurii o dă cine se bate pentru ea. În 2006, pentru titlul care mă bat eu, s-a bătut Floyd Mayweather. Da. Roy Jones Jr., Oscar de la Hoya, Arturo Gatti, Arturo Laila Gatti, Ali, Roberto da, Duran da, s-au mai bătut de-a lungul timpului da, pentru centura asta. Deci o centură importantă care, dacă o voi câștiga și cu capul și cu piciorul să pornesc cu dreptul, trebuie să o câștig, mă va propulsa în primele locuri din lume, eu fiind acum pe locul 83. Adică vei putea boxa pentru o pentru centură cele patru, la o altă versiune. Patru. Da. Am înțeles. Da, este un sistem mai complicat în box. Nu e ca în fotbal, în handbal, unde există o singură federație internațională care are monopol, să zic așa. În box sunt foarte multe Da, versiuni. Și valoarea centurii o dă cine se bate pentru ea. Așa. Vreau să spun telespectatorilor că în boxul amator ai avut 298 de victorii din 316 meciuri disputate, ai fost campion mondial, vicecampion mondial, nu mai zic la ce categorii, de vârstă și de greutate, de 3 ori campion european, de 8 ori campion național, iar în boxul profesionist 21 de victorii și doar o înfrângere, ai fost campion național la profesioniști, campion WBA continental, de 4 ori campion IBA intercontinental și campion WBC continental Latin Silver. Iată un palmares foarte bun pentru tine la 33 de ani și la exact 10 ani după ce ai făcut trecerea la profesioniști. Îmi spuneai într-o emisiune mai de mult că regreți că n-ai trecut mai repede la profesioniști. Mă credeți că nici acum eu acum am sesizat prima oară că 10 ani, exact 10 ani de când am trecut la profesioniști, că mi-ai adus tu aminte. Și, da. Și mă bucur să fac asta, mă bucur că după 10 ani pot să mă bat cu titlul important pe masă și cu siguranță voi boxa și voi da tot ce voi putea pe în mai. Cât mai ai de slăbit? Știm cu toții că înaintea oricărui meci un boxer intră într-un regim draconic. Știu că la începutul pregătirii parcă 13 kg aveai de dat jos. Am avut 86 de kg și trebuie să fac 69-800.
Acum am undeva la 77-78 de kilograme, mai am o lună de zile. Din păcate, nici vârsta nu mă ajută ca să pot să dau kilogramele la fel cum le dădeam la 20 de ani, dar cu sacrificiu, cu efort, cu siguranță voi intra și voi face față și primului adversar, cântarul. Adversarul tău, Velasco, ce vârstă are? 35 de ani. 35. Deci sunteți foarte apropiați. Da, suntem foarte apropiați și ca vârstă, și ca, și ca palmares, și ca poziția în box track. Suntem acolo. Da, să spunem că această gală va fi evident televizată de un post național. Noi dăm numele, că nu, cred că nu avem voie. Veți vedea cu siguranță în promovarea acestui meci. Să spunem că de asemenea vor fi alte meciuri foarte interesante în cadrul acestei gale. De exemplu, Mihai Nistor, tot cu un argentinian, Guillermo Ruben Andino, 8 reprize pentru titlul IBA International. De asemenea, pe Fight Card apar nume precum Amancio Paraschiv, James Kereji, Florin Cardoș, Mirel Drăgan, Alexandru Niță, Valentin Mogoș, Mihai Văduva, Claudiu Enci. Îmi pare tare, tare rău, eu ca un iubitor de box încă de la începutul anilor 80, când eram nelipsit la galele de box din Timișoara, tatăl meu fiind șef de secție la AM Timișoara, iar toți boxerii erau angajați în secția lui, vorbim de legendarii Ciobotariu, Senciuc, regretatul Senciuc, Șurubaru, Bone, mă rog, Berg, mi-amintesc pe toți. Eram un mare, mare iubitor de box, conducătorii secției, Mangiu, Ioji, Iung, Petricaș, mă rog. Din păcate, iată că această gală nu va fi la Timișoara, dar sperăm cu toții, Flavius, că acest oraș va putea să îți ofere ceea ce meriți ca următoarea gală când va fi. Din păcate nu am putut organiza evenimentul la Timișoara, deși m-aș fi dorit să organizăm, dar cel mai probabil, dacă voi câștiga această centură în iarnă, mă voi apăra aici la Timișoara, în fața timișorenilor mei. Ar fi minunat, chiar mă gândeam. Că eu îmi doresc asta și îmi doresc să întorc înapoi timișorii ceea ce mi-a dat ea. Chiar mă gândeam la meciul de volei feminin de săptămâna trecută din sala Constantin Jude, CSM Lugoj cu echipa italiană Fenera Chieri, care și câștigat trofeul, finală de cupă europeană. Mă gândeam că în ultimul an două mari evenimente a găzduit Timișoara în plan sportiv. Este vorba de gala de box pe care a organizat-o tu în 7 mai și de acest meci de volei feminin. Din păcate, avem foarte puține evenimente de asemenea anvergură la noi în oraș și avem foarte, foarte puțini sportivi de asemenea anvergură în județul nostru, încât să nu facem tot ce se poate ca să și găzduim aici. Și din păcate, la ce am găsit la Mioveni și ne-am găsit la Timișoara, sală de sport. Au o sală de sport impecabilă. Da, o știu. Impecabilă. Inaugurată anul trecut, dacă nu mă înșel, sau impecabil. 2021. Adică, cu părere de rău spun asta, îmi pare rău că noi, Timișoara, un oraș așa de mare și cu așa o poveste frumoasă în spate, nu avem o sală de sport unde putem să ținem un eveniment de asemenea învergură. Așa este. Și Mioveni are și un stadion decent, are și o echipă de Liga 1 la fotbal și vorbim de un orășel mic, la vreo 15 km de Pitești. Pitești care și are sală de sport nouă, pregătește stadion nou și așa mai departe. Are echipă în Liga 1 la fotbal. Vedem că am rămas mult în urmă și, mă rog, sperăm să recuperăm tot decalajul ăsta. Vreau să te întreb cam care este programul tău zilnic în această perioadă de pregătire spartană. Acum am fost la antrenament, la antrenamentul fizic. După masă, antrenamentul de box. Seara mai am o alergare. Deci am 3 antrenamente pe zi, luni, miercuri, vineri, un antrenament sau două marți, joi, depinde de program. Mai colaborez cu Sorin Sărândan? Pentru acest eveniment, din păcate, nu colaborăm, dar ținem legătura, suntem în relație bune, pentru că eu, având sala de box pe calea Torontalului, este greu să traversez tot timpul oraș, să vin la antrenamente, că toată munca mea o am acolo, el o are toată munca lui aici
și un pic ni peste mână. Dar... Da, vorbim de renumitul fost handbalist al Politehnicii, acum antrenor secund la SCM Politehnica și de asemenea foarte specializat în pregătire fizică. Știu că ați colaborat intens. Da, și acum îi mai cer sfaturi, mai asta, dar din păcate nu ajung tot timpul să mă antrenez aici, pe stadion. Ce mai face unchiul tău, Gheorghe Bia, foarte cunoscutul antrenor de box din Timișoara? Știu că nu mai colaborați efectiv. Da, chiar am fost, aveam eu din toată, mi s-a trezit mie și hai să mă duc la el la sală să fac niște palmare cu el și un antrenament și chiar am fost acum 2 săptămâni sau 3. L-am invitat și la mine la sală să facem, dar nu a venit, din păcate, dar ținem legătura, ne vorbim. Sigur. Nu suntem, nu colaborăm, dar ținem legătura. Ce spui de, vreau evident, nu pot să nu te întreb, pentru că știu că ești un mare fan al fotbalului, al Politehnicii Timișoara. Ai și fost la un antrenament cu Poli, am fost și eu atunci cu, eu știu, colegii mei din televiziune, am filmat la baza 2. Acest declin al Politehnicii, iată, al doilea an la rând suntem la retrogradare. Îmi pare rău să fim în situația asta. Eu sunt alături de voi, alături de Politehnica. Din păcate, nu știu ce se întâmplă, nu pot să-mi dau cu părerea despre fotbal, eu doar ce pot să văd și să susțin. Și aș vrea să-i văd mai sus și luptându-se mai puternic și cu toată inima. Evident că revenim la box. Asta a fost o întrebare pe care nu voiam să o ratez legată de fotbal, pentru că eu fac ce fac și tot la fotbal trebuie să ajung măcar un pic. Cu Mihai Leu, cu Feri Vașta, eu știu, cu mari boxeri din istoria țării, știu că Mihai Leu trebuia să-și vină la conferința de presă legată de acest meci cu Mioveniu. Nu mai știu dacă a fost. Nu a fost, da. Ținem legătura, vorbesc cu ei, o să fie și invitați la evenimentul nostru din 5 mai și cu siguranță vor fi alături de mine, mai ales că Mihai Leu a fost și cel care m-a îndrumat să trec în boxul profesionist. Acum 10 ani. Acum 10 ani, în 2013. Totuși, gândindu-mă că atunci aveai doar 23 de ani, pentru că ai trecut înainte de a împlini 24 de ani și spui că ai trecut destul de târziu, care crezi că e vârsta optimă pentru ca un boxer să facă pasul de la amator la profesionist? Având în vedere situația care este în ziua de astăzi, da? La 18 ani. Așa de vreme. Și de ce? Pentru că, adică eu nu vreau să fac, probabil acum se schimbă multe lucruri și la federație și încearcă să promoveze mai mult boxul, dar lăsăm copiii să fie promovați mai mult și să ajungă să facă și niște bănuți. Despre asta e vorba. Și eu aș îndruma la 18 ani la profesioniști toată lumea. Toți care pot. Se câștigă așadar foarte puțin în boxul amator, înțeleg. Și în boxul profesionist se câștigă puțin, doar că aici ai posibilitatea de a te promova mai bine decât în boxul amator. De a apărea cu ceva în evidență și de a avea un sponsor, doi, care sunt alături de tine. La boxul amator e puțin mai greu. Am înțeles. Deși îmi pare rău că nu am avut onoarea să particip măcar la o olimpiadă, îmi pare rău, poate asta cred că orice sportiv și-ar fi dorit asta, dar gândesc pozitiv, văd înainte și mă fac treaba cum știu eu mai bine. Eu m-am gândit deseori că ar trebui boxul să nu mai fie împărțit în amatori și profesioniști, să fie pur și simplu box profesionist când ești copil, ca și la fotbal, nu? Ești copil, eu știu, crești, ajungi să joci la senior. Așa e și aici. Acum așa este. Acum e voie să te bați la box amator și la profesioniști. Nu înțeleg, dar vreau să spun, la Jocurile Olimpice, de exemplu, n-au voie boxerii profesioniști. Pe când fotbaliști profesioniști merg la Jocurile Olimpice și așa mai departe. Canatorii sunt profesioniști. Aici un pic vă contrazic. De ce?
Pentru că nu sunt, sunt acea sport, dar îmi place să spun eu că sunt două sporturi diferite. Adică pe durata 12 reprize să te antrenezi una, să boxezi 3 reprize alta. Evident. Loviturile sunt mult mai puternice decât în boxul amator, mânușile sunt diferite și ori poate să fie un meci ceva de genul, vă dau un exemplu, să-l bată unul pe Pacquiao, dau un exemplu așa, unul care doar că l-atinge, sau se poate termina cu o tragedie, Pacquiao să-l pună pe jos pe ăla și atunci sunt de asta, eu aș fi preferat să rămână separate, una și una alta. Acum sunt împreună. N-au voie la Olimpiadă, da, profesioniștii, da. Dar acum ai voie să te bași la profesioniști până în 20 de meciuri și să participi și la campionatul național sau europene, mondiale, ce sunt, până în 20 de meciuri la profesioniști. Dar acum fiecare cu părerile lui, părerile sunt împărțite. Cu regretatul Rudel Obrej a plecat recent dintre noi, ce relație ai avut? Foarte bune. Și vă zic că nu mi s-a mai pus întrebarea asta niciodată până acum. Vă zic că Rudel Obrej știa mai mult box și cunoștințe în lumea boxului, profesionist și nu numai, decât toți la un loc. Din păcate. Știu asta pentru că am auzit din multe cercuri lucrul ăsta, inclusiv de la oameni din lumea boxului internațional. Și nu va mai fi ca era el. Un om uns cu toate alifiile, era un fost mare boxer la amator și din păcate s-a stins în viață la doar 57 de ani. Când ai vorbit ultima dată cu el? Când era în spital. Acum, înainte să moară cu două săptămâni, vorbeam cu el că nu putea să vorbească la telefon, putea doar să scrie mesaje încet. Da. Și chiar pot să share mesajul, chiar mi-a citat mesaj pe Facebook, că pe Facebook am vorbit cu el și mi-a spus că rezist, Flavius, cât o să mai rezist, o să rezist. Da, mare păcat. Din păcate nu știm să apreciem când ne avem lângă noi. Și mare păcat după aceea, ne pare rău după aceea, știți? S-a întâmplat totul pornind de la acea gală de box profesionist a lui Lucian Bute, o gală minunată. Sigur că ce s-a întâmplat e problema justiției și au fost condamnați cei care au, eu știu ce au făcut, dar este păcat că în jurul sportului se întâmplă asemenea lucruri care, iată, ajung la adevărate tragedii. Flavius Bia, sigur că vreau să încheiem într-o altă notă această emisiune. Ești cu o lună și vreo săptămână înaintea marelui meci din 5 mai. Repet, vineri 5 mai, ora 20, sala sporturilor din Mioveni. Căutați bilete pe online și merită să facem o plimbare până acolo. Mare parte din drum e autostradă. Sigur că trebuie să trecem Valea Oltului și acolo rămâne să ne rugăm să nu fie traficul foarte intens. Timișoara trebuie să tragă ceva învățăminte din faptul că, iată, micuțul oraș Mioveni găzduiește această gală în care am putea avea noi, România, din nou un campion mondial de box profesionist după mulți ani. Nu mi-amintesc Adrian Diaconu când a cucerit, 2008. Da, iată, 15 ani sunt de atunci, când am avut ultima dată un campion mondial în premieră, să zic, pentru el. Flavius Bia, eu îți doresc mult succes. Îți mulțumesc tare mult că în condițiile acestui program atât de aglomerat pentru tine ai venit în emisiune. Mai onorat ca întotdeauna. Am onoarea să te știu de când aveai vreo 15 ani și am fost, cred că, poate primul ziarist. Nu vreau să mă laud, dar având o relație de prietenie cu unchiul tău, care ți era antrenor pe atunci, Ghiță Bia, care a scris despre tine, îți doresc tare mult să aduci centura asta la Timișoara. Și o să o prezentăm centura pe stadion pe stadionul Politehnicii, la un meci de fotbal. Să ajute Dumnezeu să urc ringul de box și să câștigă acest meci și Politehnica să vină la un meci de Politehnica care îl va câștiga să prezinte centura. Flavius, mulțumesc, mult succes! Mulțumesc și eu de invitație! Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului, unde începem un nou serial, un nou sezon cu profesorul Jack Ionescu. Întâmplări și culise din fotbalul anilor 80 și 90,
Emisiunea a fost înregistrată deja, uitați-vă neapărat. Să ne revedem sănătoși!